Hey, eu sunt Jangle, este Weed. Continuăm să ne jucăm Zelda, Skyward Sword, ce faci, Weed? Bine, Jang. Ah, mamă, ce bine mă simt acum, parcă pot să te văd mai bine de când am făcut căcarea aia. Bă, că ești mai gol, ești mai fresh. Sunt mai bun, sunt mai fresh, sunt mai activ. Tata mare să mă ia. Acum știi ce? Am poftă să ne oprim când te duc spre casă la ceva fast food. Bagi ceva cu mine? Bă, nu știu dacă bag fast food. Hai mă! Sau, nu, hai să luăm niște șaurme de aici. Te rog. Nu pot să fac nimic cu mâna, că se mișcă nimic. Uite și tu! Orice fac, îmi detectează ca mișcare, știi? Mhm. De ce nu vrei să bagi o șaurmă cu mine? Please. Bine, hai! Promite! Să o zici doar pentru filmare. Nu, nu, promit. Da? Ai promis? De ce nu mergi la baie? Că știu că te treceai și pe tine. Hai că mă... Hai mă, du-te. Nu, no, mai stau un pic. Crezi că pute? Te frică să te duci după mine? Nu cred că pute, dar cred că se simte așa un iz. O, simți de acum? Da. Chiar se simte? Nu, mie îmi place, e ok. Glumesc. Nu se simte, nu se simte. Da, nu se simte. Dar chiar zis asta după o leară odată, când am fost la el acasă. Zic că, dar ești dar meu. Înainte să începe episodul, Weed m-a întrebat dacă are timp repede să meargă până la baie. Și am zis, ești sigur că vei să mergi până la baie? Și a zis, de ce, e grav? Și am zis, păi nu știu, eu zic să mai aștept, dar hai, du-te, du-te. Și de atunci a zis, nu, las, nu mă duc, nu. Take me to her. Păi e puțin, îți pui întrebări, știi? Da, acum nu vrei să te expui anumitor... Da, ai văzut ce s-a întâmplat izuri la Chernobyl. Bă, să știi că acum se fac niște cercetări. Așa. La zona de unde a fost Chernobyl și știi că... Abia acum se fac cercetări. Știu, dar acum s-au descoperit niște creaturi ciudate. Ah, alea care le apeși așa și te trag. Nu știu exact, da? Sunt niște ciupărcuțe așa. Promite. Da, chiar sunt. Eu nu știu exact ce, dar am citit despre asta. Nu am văzut cu ochii mei, nu știu dacă chiar sunt, dar știu că au descoperit ce specii ciudățele de animale pe acolo. Da. Spune despre ele dacă știi. Animale nu știu, am văzut pe cineva care filma și a apăsat așa pe o chestie, era ca o chestie așa, cum sunt cordicepsii, doar că era ca un, mult mai rotunjit așa, ca un muc. Mamă. Și a apăsat așa și a făcut așa, s-a retras. Cum era să... o plantă, nu era... Ah, ok. Tocmai ce vreau să te întreb, nu știu dacă era de la Chernobyl. Era cartilaginos. Oricum, eu sunt Jangle Weed, continuăm să jucăm Zelda Skyward Sword. That's weird, I was expecting to meet up with my friend here. And the path is blocked with a huge boulder. Ce, filmează, da? Da, asta am crezut că a avut o frică, o premoniție, știi? Da, da, da. În orice caz, ai mânca animale, știi că dacă sunt crescute radioactiv, da? Da. Asta înseamnă că ele sunt, ele cauzează cancer. Iar așa s-au transformat ele în... S-au transformat, ele au mutanți. Celula proastă în Promite. Organismul lor, da. Deci tu dacă mănânci o creatură expusă la radiații și prin generații și generații de pui și pui, da. Ea încă mai are celula aia da. Cancerigenă în ea? Da. Promite. Dude, s-a făcut, e celebru studiu ăla. Mereu mă bați cu alt studiu și alt studiu și alt studiu. Pentru că este fact, știi? Nu vreau să zic așa de pe blogul lui Jamila Kitchen care a scris ea: dragilor, astăzi facem drojdie. Să vă învăț cum se gătește cumuncul radioactiv. E studiu făcut pe un pământ. Cineva s-a dus la țară și a început să cultive legume, știi? Că a zis că nu mai vreau să mănânc din comerț. Aha. Că astea sunt cu azot și cu nu mai știu ce și cu tot felul de chimicale crescute, știi? Da. Te duci la Lidl și ții chestii. Și s-a dus la țară și a zis: vreau să-mi fac eu roșiile mele, cartofii mei, nu știu cum. Și au făcut test pe legumele alea și au găsit aceleași chestii și în legumele alea, pentru că atât de poluat e pământul. Ups. Știi? Adică e fact. Deci chiar este. Încă e problema cu radioactivitatea acolo, nu? Da. Dar mă întreb, uite, în Japonia s-au dat două nucleare. Să mai resimte ceva din radioactivitatea aia? Da, dar cu mult spray după aia să mai miroasă. Bine, hai, poți să mergi la baie. Poți să mergi. Bă! Tata mare, în primul rând nu te mai băși la mine în casă. Tu ai trăznit vreodată una așa? Da. Dude, eu trăznesc în fiecare zi. Numai că mai nou nu ți mai dau ție să auzi că am auzit că nu îți mai place, nu-ți convine. Nu, poți să le lași că nu miros prin Discord. Nu, dar... Am văzut că ești reticent la... Nu, nu sunt. Promite. Promit. Dar ți-am zis de atâtea ori, dar lasă-le, doamne, că sunt sănătoase. O să dau cuicere atât. Cuicerelul ăla dau. Jenga, ai 33 de fart requests. Oh my god!
Wow. Mi-aduc aminte de un desen de pe Cartoon Network cu niște tipi care au fruntea super mare și își o țineau pe un băț cu roată. Ții minte? Spune că știi. Erau niște tipi cu fruntea mare așa și o țineau pe un cric pe roată. Ah, iubesc desenele. Am zis, știi? Nu, dar nu mai găsesc. Eu îmi chiar place. Am căutat desenul ăla, știu că era pe What a Cartoon. Și erau exact așa niște personaje cu frunte mari. Îmi place, deci. Îmi rămâne în cap că mi se părea grotesc, dar nu e mai grotesc. Știu. Nu mai știu cum se numea. Și ce mai grotesc la animale? Că de obicei animalele sunt cute când au botic. Toate animalele cu botic, uite, câinele are botic, da. Silul, pisica are botic, ăsta n-are botic. Și e mort. Da. Drept pentru care am și murit. Și poți să-l omor de tot, da? Da. Mamă, 3 vieți! Da, de-abia aștept să le iau. Cât pisica. Da, uite, până și ăsta, să zicem, care are ceva botic și este cute. Dar animalele care au botul plat sunt oribile. Maimuța. Maimuța unul e oribilă. Nu poți zici că maimuța e mult ce cute e. Ce mai e? Mai sunt niște câini care n-au bot. Că au... Li s-a scos prin chirurgie botul și e câinele care are limba pe din afară, ăla nu-i cute. Nu vreau să văd. Peștele ăsta era oribil. Adică mi-e milă de el, dar nu pot să-l văd. Tocmai că mi-e prea milă de el, știi? Nu, dude. Până la urmă e și o chestie de... Nu vreau să te simți nașpa asta că te atac, dar ești puțin egoist că nu vrei să te uiți la alt animal care are probleme. Bă, da, ești puțin egoist, că nu vrei. Nu-ți pasă de el. Nu vreau să văd, nu există. N-am zis că nu-mi pasă. Tu trebuie să stai, să-l mângâi, să-l iei acasă, să-l hrănești. Păi n-am de ce să-l ignori? Unde-l ignor? Îl văd într-un video. Capul lui este cheia. Sau și, ei. Și capul lui este cheia. Poți să vă molusca pe sub fustă, observi? Da, dar nu te uita, că nu-i bine. Nu pot să nu mă uit. E mare păcat. Mă uit direct la ea. Se mișcă. E wobbly. Wobbly, wobbly. Oh. Please come in. Come in. Follow me. For a good time. Bă, știi că și iau prostituatele lor? Na, sub apă. Asta e. Și asta e una din ele. Da. Asta e. Asta e una din ele. Se vezi o sirenă când se schimbă. Ia uite-le. Ai văzut urată? Deci dă coada jos să spele. Ce e pe sub coadă? Nu mai nisip de la și alge împuțite. Știi când ești la mare și îți dai chiloții jos și ai numai alge din alea? Am amintit vivide de când eram mic și aveam încă chiloți. Că știi că acum se poartă se poartă pantaloni. Dar înainte se purtau chiloți. Așa aveam la mare. Oribil. Și de fiecare dată când mergeam la duș, scoteam de la puțulică de aici de jos, scoteam mult nisip. Cumva nisip, intra nisip acolo la puțulică. Nisip, dar alge n-ai găsit? A, și alge, da. Și în fund. Cât de amuzant era, gândește-te tu acum, tu la Jang Mic, da? Te gândești la Jang Mic, cu familia la mare, tocmai ieșit proaspăt din apă, se duce să mănânce o pizza cu salata aia în chiloți. Dar se simțea ca un, știi cum era modelin aia prin, aveau fățucă aia cu... Da, făină. Făină aia, da, balon. Și puteai să-i strângi. Da. Așa strângeam în chiloți și simțeam nisipul. Eu mă jucam mult... Nu tot timpul stăteam numai în apă, stăteam și la făcut castel de la așa, le picuram ciucuri așa. Făceam castele așa și, din ciucuri. Și mai trăgeai și de chiloți să-ți bagi și în chiloți să fii mai potent. Nu, dar intra fără să vrei. For the ladies. Intra pasiv. Într-o viață sănătoasă. Intra pasiv. Cu lopățică așa. Cel puțin 3 castele. Mamă, cât de bine a fost. Super pro când nu fac altceva. Bună ziua, ce faceți cu acele antene? Un alt exemplu de creatură oribilă care are bot mic. Uite, cu cât sunt mai aproape de expresii umanoide, doarme, cu atât e mai grotesc. Da, personal, este știi? Grotesc. Dacă ar avea botic, gen ca de dragon, era mult mai cute. Îl cheamă Faron, dar nu știu de sigur dacă e femeie sau bărbat. Deci el e Faron. Da, el e Faron. E un fel de el din... Fetițele Powerpuff, da, seamănă. El ce era? El era they, them. For real era. Nu, ăsta e Water Dragon-ul? What a cartoon! Dude, Water Dragon-ul trebuie să aibă bot de dragon, urăsc în dragonii. De ce nu are față de dragon? Asta e, deja acum dacă îi zici Water Dragon... E o glumă. E o glumă proastă, cu nas. Cu nas și buze de om și dinți. Exact.
unde e boticul? Chiar le trebuie botic, chiar uram. Știi că eu sunt fan, încă din liceu, sunt fan vârcolaci, da? Da. Ador când se transformă un om în vârcolac. Îmi iau și o parte a mea din, din fărism. Ador vârcolaci. Dar era un vârcolaș gen Wolfman, din film Wolfman, care se transforma el în vârcolac, avea păr. Dar, dar le urmea fața de om, da, ce se tâmpenie. Lipea puțin nasul așa. Oricum arată... acum nu se mai transformă nimeni că, na, poluare și nu se mai vede bine luna, știi? Da, n-ai cum să transformi nici dacă vrei. Exact. Dar mi-aduc aminte un desen, tot de când eram mic, nu știu dacă mai țin minte, era cu unul care se transforma într-un vârcolac și avea un dinte așa triunghi în față, țâc, țâc. Ah, da, da, da. Un dinte mare în față așa. Era în stilul ăla, Scooby-Doo. Da, 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 stilul da, Scooby-Doo, da. Se făcea vârcolac. De nu știu că era Hanna-Barbera sau ceva, dar era... Era sigur, sigur. Da, țin minte, țin minte. You've come to speak in a sacred flame. Tatălui că... e Harry Styles. A cui? A luat asta. Clar, da, s-a corcit da, da. Cu... Scuze. Poartă fuste, da. Corcit nu e un cuvânt urât. I'll be straight, da, da, sigur. Ăsta straight. Hey, I'll be straight. The healing properties of sacred water have prea mult dialog, știi? I need another dose of freshen up my... Trebuie să-i dăm încă o doză. Asta e tot ce știi. Are nevoie de Moderna sau Pfizer. Bring me the container of fresh sacred water that I require. E o apă specială. Un booster. Cine știe unde a stat apa aia? No thanks. Poți să dai no thanks și să pleci? Da, poți. De ce îi faci asta? Ești bou? Da. După aia vine asta. Mai este sigur că vrei să, vrei să pleci? Și te poți din nou să alegi da. Poți să zici nu până alegi da iar. Doar ca să o ocolești, nu? Help you drowse for the water type. Deci fii atent, acum putem să drowse unde se află apa asta. Perfect. Și avem multe sticle goale. Deci doamna trebuie să te duci să colectezi dozul ăsta, nu? Da. Deci trebuie să mă duc să iau o doză de apă specială. I s-a rupt apa sau ceva genul, mă rog. Da, și are nevoie de mâna nouă. Și trebuie să-i pun apa într-o fiolă din astea să dăm. Uite, asta, empty bottle. Și aici am nevoie de asta, mă rog. Bun, și acum dacă folosim drausul, o să vedem că, uite, în direcția aia trebuie să nu vezi. Aha. Uh-huh. Găurică. Let's do it. Crezi că avem mult timp sau? Mult timp de ce? De episod. Hai să-l înviem pe dragonul ăsta, să vedem care e faza și atunci închidem. Sau? Poate avem mai mult. Avem 21 de minute. 21 de minute, wow. Și care e faza cu seria Zelda? Se duce așa, țac pac. Necesită timp, da. Și? Că el se duce, dar în joc poate nu faci mare lucru, știi ce zic? Ce prost, stai așa. Că vreau să sar ca un delfin pe uscat. Și că delfinii violează oameni? Dacă sunt lăsați. Și cine nu i-a răsat, că sunt cute. Asta e faza cu delfinii. Pe cât de cute arată, ar fi tare. Delfinii sunt cei mai jegoși. Fac cele mai păcătoase chestii sub apă. Știu, și fumează. Vioduri, fumează. Droguri între ei. Păcănele. Ai văzut cum arată? Du-ți, unde era de păcănele de la delfini? Da. E plin de cioturi de țigară. Mucuri. Se vede aici ca ar fi tare un episod de desen animat. Cu delfini care perverși. Da, cu delfini perverși. Cu unul care, fără să știe, e sedus de cuteness-ul unui delfin și ajunge în pat cu un delfin, știi? Mm-hmm. Cumva. Și se trezește cu delfinul uscat ziua, că el are nevoie și de apă. Se trezește, da, el stă așa, e la unde ăsta, aquapark, nu știu ce. Fast forward, e la o masă de restaurant cu delfinul față în față cu un pahar de vin, știi? După aia e amețit așa în pat. Și după aia apare, știi cum sunt tranzițiile alea de ochi? Așa care se închid. Da, da. Și după aia deschizi așa, închizi. După aia deschizi, e delfinul deasupra ta. Hey, baby. Ce tare fi. Știi că delfinii poartă copilul tot 9 luni, ca oamenii? Unde? În pântec. Și da, la ei bărbații poartă copilul. Promit, nu e adevărat. Bun. Cred că nu ne lasă mai departe atât. Stai așa. Vreau să o urc pe un pământ să vedem unde zice ăla de draus. Trebuie să ne oprim. Ai, poți să fii și tu mai... Poți să fii și tu mai mic. Știu că de om. Ia. Deci încolo nu. Încolo. Nu. Mai. Aha, sus. Aha. Da. Ok, e orici bine frumos. Să verificăm din când în când și ăsta, da, știi? Da, de acord. E că ce să fim noi mai proști? De unde izvorăște izvorul.
izvor, izvorăște ceva. A izvorâ înseamnă a fi o sursă de ceva. Izvorul izvorăște. Izvorul izvorăște, cum, dar când zici... Cum izvorul, cum ceva poate să se facă ceva din el, știi ce zic? Ce? Izvorul izvorăște. Da. Deci izvorul a fost primul. Nu, găina. Ai văzut? Zumat așa. Tu știai că e acolo unde sta? Nu. Oh, nu. Uite, îmi place cum îi tai scutul. Mamă, i-a dat în burtă și a gigăluit și în țâță. Da, adoră să-i dau în țâță. Faza e problema cu ăsta că lui îi place. Repede! Ce s-a întâmplat? A, te-a doborât. Mi-o face, dude. Da. Știi ce mi-aduce aminte ăsta de ogării din Blade's Edge Mountain? I-a văzut curul imediat, nu? Da. Că trebuie să omor de aia, câte 20, câte 30. Da, ce porcărie de quest. Bun, încolo. Încolo? Încoace, aha. Sus, aici, tot mai sus, tot mai sus. S-ar putea să nu pot să urc pe aici, să vedem. Ah, ba da, am destul de energie. I'm the best. Ești băiat mare. Better, stronger. Un doozy. Chiar așa se numește, fac un draus. Un draus, da. Încolo. Ok, ține minte. Okay. Noi știm acum traiectoria pe care trebuie să o luăm. A, păi uite mă, ai... Ce e acolo? Ce e acolo? Two balls, random. Păi asta poți să le arunc, cred că în asta, fiam. Păi doi. Sup, mamă, cât de puternic, știi că e furnică. Știi că furnica poate să ridice de nu știu câte ori greutatea corpului ei? Da, dacă n-am fi dezvoltat și noi ca umanitate așa. Păi uite, am fi ca Link. Să ne putem și noi să ne ridicăm. Ce ți-ai ridicat? Ce mi-aș ridica? Mama. Casa. Your mama so fat. Your mama so fat. She loves everyone. Doesn't like you. She eats everyone. Știi că Selena Gomez are lupus? Ce? Lupus essensis. Are boală de imunitate. Ah, ok. Asta vreau să zic și nu poate să stea în soare, nu poate... De-astea. Dar văzut ce a îngrășat săraca? Păi de la lupus. Oricum, pentru ea e ca și cum... Ok, ce rost mai are acum? Dacă tot am lupus, o să mănânc. Nu? S-a băgat pe mâncat. Da, dar ea tot face de-alea, cum îi zice, tutoriale că își dă cu nu știu ce cremă pe față, aici ne facem frumoase, dragă. Nu, din câte am văzut, i-a băgat pe Hot Ones. O să mănânc pui, chestii astea. Da, dar unde mai logica? Tot vrea să fie cool și hot, dar are lupus și mănâncă, știi? Se bat cap în cap. Acum îl înțelegi pe Bieber? Da. Înțelegi? A știut el ce se întâmplă. A prevăzut puțin. Bă, știu încotro se îndreaptă asta. Îl frământa, stătea cu mâinile la spate așa în fața geamului și se gândea cum are Selena Gomez lupus. Da, ca cum îl cheamă ăla... ca... Batman. Da, Batman. Exact ca Batman. Nu, zi. Ca Batman din filmul Narcos, din serial. Ca acum Pedro Pascal. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Ce mă enervează când mănânc hey, o din asta. Hei, eu sunt Pablo Escobar. Ia. Ia. Astăzi mi-a zis de lupus, mâine îmi zice cine știe de ce. Ia. Ia, ce e mă, Selena Gomez? Da. Tu vorbești cu ea zilnic? Da, îmi scrie pe Instagram. E un cont fake. Da, ce prostie ai venit. Da, o regulez. Mi s-a părut cuvântul ăsta funny. Am regulat-o pe Selena Gomez. Da. N-are niciun sens, pentru că a regula înseamnă a repara. Da. Nu? Niciodată n-am înțeles sensul cuvântului în contextul ăla, pentru că atunci ar fi trebuit să fie funny și când ți se zicea la școală o formă cu nu știu câte unghiuri neregulată, da. Știi, la geometrie. Și atunci de ce nu râde toată lumea? Aia e o formă neregulată, păi de-aia e o problemă cu ea, că e neregulată. Neregulată, fată. Bă, cred că pe aici ce prostie, știi? Bă, am o problemă mare cu neregularitatea... Joystick-ului, da. Cu da, știu. Regularitatea driftului. Se întâmplă și la case mai mari. Văd! Ai mai cea mai mare casă.
Auzi, din casa mea și casa ta, care e mai cool? Păi tu ai două. Bine, casa asta în care stăm acum și casa ta, care e mai cool? Bă, unde îți place mai mult, la tine sau la mine? Îmi place și la tine și la mine, nu pot să aleg. Da, mă, îmi place mai a mea, că mă simt în elementul meu, dar înțelegi de ce. Știu, dar tu înțelegi de ce casa mea e mai cool, nu? Da, pentru că e a ta. Nu, uite fața ta. A, da, nu, cine a întrebat asta? Uite câte chestii. Da, mă, ai dreptate, bravo. Dă-i și tu așa. Așa. Mă, ce am regulat. A! 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 Mereu i-am... Mereu dai cum nu trebuie, bravo. Mereu dai cum nu trebuie până când dai cum trebuie, știi? Da. Am folosit tehnica eliminării. Încolo? Da. Ok. Dacă tu zici... Era una pe TikTok care a filmat pe maica sa care credea că vorbește cu Johnny Depp pe Instagram. Maica era convinsă vis-a-vis de Selena Gomez și cu asta că vorbesc cu ea. Și că avea poza lui Johnny Depp. Era unul cu un cont fake care scamuia oameni, știi? Da. Și maica stătea așa într-un fotoliu cu genunchii la piept și cu telefonul așa și scria lui Johnny Depp. Și asta o filma pe maica sa, zice că Mom, this is not Johnny Depp, it's a bot. No, it's Johnny Depp, look. Și arăta așa, știi? O, ce dubios. Cecica, hey lady, nu știu ce. Când ai o mamă care nu prea se pricepe la tehnologie și ea poate chiar crede că e Johnny Depp. Păi da, ea știe conceptul de bot și ea este bună și este sinceră și chiar crede că vorbește. Da, exact feeling-ul ăsta era, că ea era sinceră și credea că Johnny Depp. Nu te pune puțin pe gânduri că știi că ești căsătorită, mamă, de ce vorbești cu Johnny Depp? Acum nu știu situația femeii din clip, da. Gândește că ea a văzut toate filmele cu Johnny Depp, știe cine e. Da. Îndeajuns cât să știe cu cine vorbește. Johnny Depp nu știe pe ea. Și în același timp, uită că îl are pe tati lângă. Și da, Johnny Depp nu te știe, mamă. Dar pentru ea, de fapt, ba da, o știe pentru că i-a scris pe Instagram, deci. Da, random unei femei. Dar în general, părinții nu știu cu tehnologia cu astea și pun botul la orice, da, știi? Da. Dacă ai să scriu un bot că hai să îți trimit nu știu ce voucher. Da, promit că mătușii mea mereu s-a confruntat cu chestia asta. Da. Tu știi câte ori a apăsat pe link-ul din ăla de iPhone? Da. De iPhone și chema pe vorbi să-i arate. Dar nu e... Și pun pariu că de fiecare dată îi explica. Nu da. Mai da pe asta, mai da click. Bă, da. Dar cumva, așa sunt, oameni bătrâni sunt din altă generație, da? Da. Și ei au încredere în oameni. Ei au încredere pentru ei societatea în care un viitor are o șansă. Dar oare asta înseamnă? Adică că ei sunt atât de creduli sunt în societate că e lume bună în general. Păi da, ei se bazează ca toată lumea să fie ca ei sau cum erau pe vremea lor. Că odată înaintezi în vârstă vezi că oamenii nu sunt chiar așa de buni în societate, ups! Știi? În cazul la moarte. Da, văd. Păi, adică ar trebui să te... Da, noi când o să ne înaintăm în vârstă nu avem încredere în oricine. Dar ei, pe vremea lor, i s-au ajutat foarte mult oamenii din generația mătușine. Da, true that, da. Oamenii care au trecut prin comunism erau mai uniți. Uh-huh. Că erau ei împotriva sistem. Și în general, adică știau că toată lumea care are o profesie anume le vrea binele, basically. Dacă mergi la un brutar, el nu să te fraierească, el vrea să-ți dea carne ca lumea, să ai să mănânci acasă. Că și el la rândul lui își primea alte chestii de la altcineva din statul respectiv. No, okay. Zic și eu. Comunism, yeah! I love comunism. Trebuie să readuci comunismul pe server. Tu și, tu și adolescenții americani. Machiavelli. Da, adevărat. Machiavelli de la noi de pe canal. Da. Chiar ai dreptate, comunismul revine în popularitate în America, cel puțin. De fapt nu, că la ei nu a fost niciodată normal că prinde popularitate. Dar știi că a fost un an în America în care chiar putea intra în comunism? Că era un președinte care liter era comunist? Nu mai știu care. Și dacă primea destule voturi, liter America intra în comunism din anul ăla. Nici eu nu mai știu care. Mi-a venit acum în minte random clipul ăla cu Biden și cu bătrânia care merge. Is anyone live in this video? Uh-huh. Doamne, ce e, frate, normalitate. Bă, am dat rolul. Am văzut. Eee, ce buci n-aș pare. Știu, dar e prima oară când îi vezi buci? Da. Buci. Poți să le mai arăți odată? Cine buci? Au pimples pe ele, dude. Pimples și are și sfoara, îi vine fix între fese. A, s-a făcut negru. Da, cenzură. Mai bine. Nu vrei să viseze aia.
My mama don't like you. Mama jokero. She talks with Johnny Depp. She forgets my la father chitară. Is right there. She talks with Johnny Depp. Johnny Depp is my new father. From what my mother tells me. Iarbește. From what she tells me, you know. În ultima vreme, mama are relație cu Johnny Depp. Deci e ciudat, mă. Trebuie să fie chiar real. Da, Johnny Depp e real. Să... Nu, toată situația aia, chiar să vorbească cu Johnny Depp. Acum, basically ai putea... De fapt, nu mai poți să faci un cont de Twitter să ai și bifă. Pentru că de fiecare dată, când schimbi numele, trebuie să-i reiei procesul de... Să te autentifice, să vadă dacă tu ești tu. Și tu dacă ai bifă, îți cumperi bifă cu $8 pe lună, da? Așa. Și îți schimbi numele, așa. Să spui Johnny Depp, ăia iar revizuiesc contul ca să-ți dea bifa. Și o să vadă că nu ești Johnny Depp, că ți-ai schimbat numele. A, da, bine, asta era pe Instagram. Poate, da. Asta era pe Instagram, era pe Twitter. Da, mereu uit, scuze. Ai zis tu de Twitter ceva. Poșghiț. Salvăm de aici în caz că se întâmplă o nefăcută, știi? Cu tremură. Bă. Ce bine că ai salvat Jang. Cu plăcere, uite. Apropo, tu știi că la noi, la casă, dacă ar fi cutremur în România, noi nu am resimțit. Noi, doar dacă stăm la bloc avem riscul de a păti ceva la cutremur. Da. La casă e super safe. Deci dacă vrea ceva să vină la mine acasă, puteți. N-o să lași deschis. N-o să lăsați, da. Dar Jang taie portul ăsta, ce tata mare vorbește? Așa, uite, trebuie să ne afundăm. La ce te uiți? Bă, cât avem. Că timpul zboară, știi? Da, zboară cu pâine, așa. Deci trebuie să ne afundăm puțin peștera asta din nou. A mai fost, uite, exact despre asta ziceam. Așa. Dungeonul ăsta din Fallen Woods este primul dungeon pe care l-am făcut când am început jocul. Și acum te-a trimis înapoi. Da, mergem înapoi să strângem apa lui. Și aici s-a compromis. Uite. Ce, jocul? Da. Da. Mamă, Johnny Depp seamănă cu el, promit. Wow, da. De ce clipește halul ăla? Paulan, promit că e Paulan ăsta. That guy made in the volcano, ne ține minte. Nu am chef să-i caut comor, dar o să-l indulg într-o conversație, ca și e frumos. Stone guy. Da. Stramă chord. Stramă chord. A chord. Chord. Ciordile sunt negre. Boss bise de Butterfly Dance. Ah, uite, unde... Nu, fui să danseze, dă-i un cord. Nu, deci el zice că unde vedem fluturi și sunăm din harpă, o să ne reveal un secret. Hai să vedem. Acolo se intre unde e peticit cu gletul ăla. Vezi? Vezi? Ce ți-am zis? Sâță de mâță. Paulen! Ce ți-am zis? S-a întors. Whoa there, buddy! You're sitting inside of a bit of disappointment. Hai, mă! Vreau să văd ce se află acolo. Deci trebuie să-i dăm un mare de-asta, nu? Nu, scuze. Un Skyward Strike. Pishi? Păi nu m-a lăsat să dau. Păi nu înțeleg cum vine asta. A, trebuie să desenăm. Zi. Păi, ce să desenezi? Literalmente nu știu. Așa. Păi... Ce? Jang, ce? Ah, fii atent. Semnul ăla. Cred că depinde ce desenezi, asta primești. Bravo, bine că ai desenat așa și ți-a dat trei vieți. Da, e bine. Am dat un smile, știi? Un smiley. Bun, hai să vedem unde e faza cu Drausul. El a fost un smile fără ochi. Un smiley. Mamă, smiley. Mamă, ce-aș face smiley? And the best jokes. Cred că prin față pe acolo. Da, hello. Mă, da. Acolo mă duc. Te se omor pe sugace aia, dar cum? Nu poți. Vezi că trag cu săgeați. Săgeturi. Aș vrea pur și simplu, uite, să mă ascund după gălușca asta. Dă repede telecomanda. Mi se închide. Apasă și tu OK în mijloc. OK, nu-l văd. OK. Avem deci îmi scrie OK pe avem praștie. Bun. Acum avem timp? Pișamaș. Avem tot timpul. Ok, uite, ăsta e răspunsul, da?
Da. Mergem la Deep Sparks, cum a spus doamna. Doamna fi. Tanti Deep. Bun. Ha. Ești tu mai repede. Explică-mi! Explică-mi că n-am timp! S-a trezit! Știu, dar explică... Ce? Fii atent. Mă duc după puțoi. Fii atent aici. Ovidiu! Normal, ai văzut bubuietoare. Doamne, mi-a explodat bubuietoare. Beșiți. Cât de mișto. Nu e super satisfying? Mhm. Dă-i spanacul mai de proști. Ce mă cazi? O, cad. O, dacă chiar trebuie să faci asta, crezi că adrenalina din tine te-ar lăsa să mergi pe o bucată așa de floară? Nu, nu. Clar cazi, nu? Cad... Nici nu apuc să fac primul pas. Cad sfârc. uite mă, I dig some mysterious smiles. I think some no good teeth beat me. There's nothing here but water now. Hai, ai apa, sigur. Ia apa pe care trebuie să o ducem lui Boșimanu. Păi? Unde? Du-ne la apă! Boule. Uite aici. Uite, aici ne-am bătut Ghihrahim. Și aici e apa. Hai să vedem. Dacă trebuie să ne-am bat o dată cu Ghihrahim, nu știu ce să fac, te sugrum. Dar n-are de ce, că l-am bătut deja aici. Nu spune că mă bat chiar cu Ghihrahim. Ovid, trebuie nu zice asta. Ba da, mai bat o dată. Nu, sunt scheleți. Super, oh, doamne. Pregătește-mi goacele. Uite câte dă de apă, vezi? Așa. Aici e Elden Ring. Elden! Deci, fii aici în sus. Nu! Când greșesc, trebuie să fug. Da, nu te mai lungi. Fugi. Slide. Run, nice. Focaccia. Toate bune. Gata, vreau să iau și asta. Bă, da, nu e mai ușor să fac asta? Ba da. Ba da. Asta da. Bubuiazi. Hai! Mamă, ce-am crezut că e distrus. What? Cât? Mult! 2 ani de zile. Care e faza cu andezii ăștia? Nu mor. Când sunt zombii de ăștia cu carne pe ei care fac... Da. La aia le dai în creier și mor, ca în Walking Dead. Dar așa. Ăștia sunt scheleți, n-au nicio carne pe ei. Da, sunt ținuți în viață de magie. Magie. Aia mă sperie pe mine, că nu o să ne mai vedem familia. Uite. Aia mă sperie, știi? Nu știu că ăștia sunt toți, aici au magie în ei. Vreau să trăiești într-o dată să fii plin de magie, dar schelet? Nu mai mănânci nimic, nu mai te bucuri de, nu mai bucuri de gustul mâncării. Nu, ca în Pirații în Caraibe. Capitanul ăla, Barbossa. Îți minte? Da. Nu. Îți mai trei și te lucru, trei vieți. Aia nu e o problema mea. Problema alta e. Am giardia. Da. Problema e urticarea asta pe care o am. Yay! Uite, bombe! Păi da. Perfectus. Cu tank and set amon. Put down. Nu poți să le bubui instant? 10 bombe. 10 bombe. Am, hai. Ce fresh sunt. Haide. Unu a picat. E bine, e un semn bun, nu? Îți mai două vieți. Top. Nu-ți permit. Perfect. Îmi permit că e doar unul. Acum ați permis mai multe, da? Este, mă! Acum iar nu-ți mai permis. Așa se face weed. Păi și avem și noi parte de apă. Da, în sfârșit puteți să închidem episodul. Oricum tai mult din el. Nu o să vă las să treceți prin ce am trecut noi acum. Chinuri și chinuri. E chin în cap. Mă doare capul. Știi ce? Mă panicam că iar ai las touch cu jocul, știi? Dar pur și simplu trebuie să te redresezi, să-ți organizezi gândurile. Să te calmezi, să respiri. Da. Atât pe gură cât și pe fund. E un exercițiu mai mult de respiro decât de altceva. Și aici, pun pariu că aici sunt apele, promit. Ia uite.
scări. This nu este bun. Water, promit, gata, waters. Am ajuns, da? Ai fi. I detect secret water nearby. There are no monsters. Area causing. You can drowse here. În sfârșit. Hai să drowsuim până... Deci asta nu e bună. În sus e bună. E mai pură. Asta e apă bună de... Da, asta e apă pură. Hai. După aia te duci la ăla și că... Mersi. Mira sete. Ce vrea să te ajut? Cu ce? Apa pură. Nu e apă pură? Pată. Nu. E distilată. E oricare apă. Ce? Hai, uite să punem apă pură în borcan. Că așa vrea dragonul ăla. S-ar putea să fie dragon fake. Să facem este, totul da. Degeaba. It's just normal water. Deci n-am luat unde trebuie. Stai puțin. Era să ne luăm țeapă. Păi de unde trebuie să iei? În mijloc undeva. Deci asta e normal water. Scuipă. Use. Mă, ce dezgust. Din mijloc undeva trebuie să ai ceva apă. Hai să drows, deci. Țăcă, în partea asta era. Încolo. Aia, acolo, unde sunt libelulele alea. Aaaa! În primul rând, iau apă și vreau să iau și o libelulă cu mine. Sacred. Repede, lasă-mă să iau libelulele. Lasă-mă, fii, că au plecat libelulele. Nicozul fi. O să cred. Sau? Nu mă, stă acolo. Ah, oh, mă teleportează. Ah, oh, am ratat libelulele. E ok, e ok. Stai liniștit. Nu mai ai libelule. Nu mai ai libelule. Uite și tu ce am. Nu mai ai libelule. Bun, hai să salvăm de aici și să plecăm, re. E da. Deja târziu. The hour grows late and Gandalf the gay. Save. And quit. And? Bun, a fost cringe în weed. Nu vreau să mai pun pe ea. Mi-au crescut unghiile. Data viitoare 2-0, sigur să facem mai bine. Ea a fost Jangle, a fost Tweed. Noi sunt 2-0, nu uitați să dați like, subscribe. Și scrieți în comentarii ce vi s-a părut ciudat la 2-0. Hai. Mai ne simțit. Pa, toată lumea. Pa. Pa.